Calimera și bună dimineața de aici, din muntele Athos. Astăzi, din nou, va fi o zi în care o să mergem pe la mănăstiri, o să vizităm mai multe mănăstiri. O să vizităm, cred, și o mănăstire, de fapt, un schit românesc, pentru că mănăstire românească aici, în muntele Athos, nu este. Deși, în cele mai vechi timpuri, domnitorii români au susținut muntele Athos. România nu are aici o mănăstire, are doar chilii și schituri. Hai să vedem cum decurge și ziua de astăzi și ce vom vizita aici în muntele Athos. Același nor misterios și în dimineața asta, deasupra vârfului Aton, nu este nici urmă de nor în toată zona. Doar acolo, în jurul vârfului, un nor foarte misterios. Astăzi vom începe vizitele în muntele Athos de aici, de la această biserică, care este cea mai veche biserică din muntele Athos. Ne-am băgat la o cafeluță aici, în Careia. O să bem o cafea la ibric, o cafea turcească. Foarte bună cafeaua. Grecii zic grecească, turcii turcească. Egiptenii egipteană. Cât de frumos se vede marea de aici. Astăzi e mult mai liniștită ca ieri. Ieri a fost agitată. Bă, Dumnezeu a făcut expres să fie ieri, să mergem cu mașina peste tot, să nu... Dacă nu făcea felul acesta, mergeam pe mare și nu vedeam ieri toate da, traseele. Da, e adevărat. Da. Am urcat din nou în microbuz. Prima mănăstire pe care o să o vizităm astăzi este mănăstirea Simonos Petra. Ctitorită de Mihai Viteazul. Ctitorită de Mihai Viteazul. Mi se șoptește în cască din nou. Și mulțumesc pentru asta. Trecem pe lângă port, portul Dafne. De aici vom pleca vineri dacă marea se liniștește. O scurtă oprire aici în port să luăm niște apă. Pisici peste tot, pisici care stau la soare. Se pare că pisicile sunt iubite în orice religie. Trebuie să ne schimbăm un pic planul. Am ajuns prea devreme aici la mănăstirea Simonos Petras. Numai după ora 12 se poate merge acolo, așa că schimbăm planul, mergem la altă mănăstire. La Vatopedu. Mergem la Vatopedu. Mi se șoptește în cască. Mi s-a șoptit din nou în cască. Da, Cristian, te rog. A
ajungem la mănăstirea Batopedu. Mănăstirea Batopedu este pe locul 2 în ierarhia mănăstirilor de aici din muntele Athos. Hai să vedem cum arată și dacă putem filma ceva și înăuntru. Încă de la intrare, mănăstirea e impresionantă. Aici sunt și mai mulți călugări români. Aici, în mănăstirea Batopedu, sunt 7 icoane făcătoare de minuni, iar printre cele mai valoroase lucruri de aici se află însuși brâul Maicii Domnului. Cred că e una dintre cele mai mari mănăstiri de aici, din muntele Athos. Efectiv, e un orășel. O să încercăm să vedem dacă putem intra prin biserici, înăuntru mănăstirii, și să vedem acele icoane. Foarte interesante icoane am văzut pictate prin tot ce am vizitat până acum. Simbolistică la care nu mă așteptam să o găsesc prin mănăstiri ortodoxe. Foarte interesantă a fost vizita noastră aici la Batopedu. Aici am avut ocazia să stăm și la o slujbă și am stat și la discuții cu un călugăr român de aici. Un lucru interesant și aici, Athos. Un lac cu pești foarte mari. Crab japonezi. Se șoptește în gaz pe foi. Astea sunt mormintele călugărilor de la Batoped. Sunt doar câteva, deși în mănăstire sunt câteva sute de călugări, din cauza că terenul este foarte, foarte stâncos și nu poți să sapi aici. E stâncă peste tot. Și după 7 ani de zile se desgroapă, se spală bine oasele și se pun aici unde, hai să foarte vezi, interesant. Aici se depozitează oasele și e foarte bine ca orice om odată în viață să vină aici ca să vadă ce rămâne după noi și să nu ne mai tot stăm să ne acumulăm bogății pe pământ. Deci aici e osoarul. Acum. Se poate intra. Sigur. Poftim. Asta rămâne din noi. Asta o să fim. După cum vedeți, nimeni nu are lanț de aur la gât, nu are Mercedes, nu are vile. Aici sunt doar tigbele. Unele sunt mai galbene, altele sunt mai albe. Unii zic că cu cât e mai galben, cu atât a fost mai credincios. Uite cum sunt, vezi culorile diferite. Da, am văzut. Uite, ce diferență. Și zic că astea galbene au fost mai credincios, nu știu că se vede pe telefonul mobil. Ba, se vede foarte bine. Și se vede și în partea asta altă. Hai încoace. Unde sunt și oase. Și marea se vede acolo. Da, cam asta rămâne. Uite, aici sunt și oase. Am plecat de la Batopedu.
mergem la următoarea mănăstire. Aici am stat mai mult din cauza că a stat cu noi un călugăr român de vorbă multă vreme. Părintele Kiril aud în cască. Aud în cască părintele Kiril. Un om foarte, foarte fain. Mănăstire românească nu este în muntele Athos, în schimb este un schit. Două schituri. Mi se șoptește din cască din nou. Schitul Lacu și schitul Prodromu. La schitul Prodromu vom merge acum. Schit 100% românesc. Insula care se vede aici în largul mării e insula Tasos. De aici, din partea asta a muntelui Athos, se vede foarte clar. Acesta este schitul românesc Prodromu. Totul este proaspăt renovat aici. Aici trăiesc aproximativ 50 de călugări, zice vocea din cască. Și e cel mai mare așezământ monahic din afara României, monahic românesc. Cu sprijinul lui Gigi Becali și altor oameni de bine s-a renovat complet peste tot și în curtea exterioară și înăuntru și tot este nou și pavajele astea. Chiar se vede aici că s-a investit ceva. Totul arată foarte, foarte bine. În spate sunt grădinile, o să mergem și până la în apropiere este peștera Sfântului. Tănase, care a înființat așezământele monahale aici pe Sfântul Munte. Și putem merge și până acolo, da? Da, și la treptele care coboară spre pește a lucrat Arsenie Boca, părintele Arsenie Boca. Foarte tare! Aici este icoana Prodromiță, este icoana care s-a pictat singură, găsiți pop. Și a fost comandată în România și s-a pictat singură această icoană. Icoana Prodromița e mare, mare făcătoare de minuni și o să vedem acum înăuntru biserică. O să aprind o lumânare aici pentru toți abonații canalului. Aceasta este icoana. Tocmai am luat și masa, că am nimerit în timpul mesei. Am mâncat o supă foarte bună, supă de legume. Foarte interesantă atmosferă aici la schitul românesc. Facem o tură și în jurul bisericii. Și aici e renovat totul absolut. Deci tot ce vezi pe jos, pe pereți, pe tot din nou, pe placat cu piatră. Au lucrat mulți albanezi aici, sunt foarte buni în piatră, specialiști în piatră albaneză, sunt cei mai buni. Și aici sunt camere de oaspeți. În partea stângă, astea mai așa câte 2-3 persoane. Eu am dormit odată sus aici, în partea asta, în clădire, și aici 30-40 de persoane dorm într-un... Și eu am dormit exact acolo jos. Într-un dormitor. Dar uite ce frumos a făcut acea. Foarte bine arată totul în jur.
A, este și o grădină? Da, în spate, o grădină de legume, uite, și gazonă, cum arată. Mm-hmm. Foarte aranjat tot, uite ce fain e lalele alea. Dăm o tură și prin grădina schitului. Se vede foarte fain marea. A, ca aici. Da, da, așa era. S-a muncit mult aici, foarte mult. Totul e construit pe piatră. Și aici, în spate, sunt panourile solare și eoliană. A, uite acolo. Păi nu este curent aici. Tot e energie verde. N-ai cum altfel. Da. Ce se cultivă aici? Sfeclă. De toate ce se poate. Țelină. Ceapă, usturoi. Aici tot pământul ăsta i-a dus cu camioanele, că nu există pământ aici, e stâncă, știi? Tot pământul da, ăsta da, da, dus... da, da, nu-i pământ fertil. Trebuie să-l aduci. Greu, greu de trăit aici. Ce culoare faină are marea. Aici e cimitirul. Hai să vedem. Aici la mormântaia lui părintele Iulian, nu? Aici dintotdeauna a fost românesc sau... Da. Uite, părintele Iulian, care era un sfânt în viață, în ultimii ani nu prea mai a ieșit din chilie, dar era un mare, mare duhovnic. Acum a trecut la cele veșnice pe 25 februarie 2023. Da. Găsești de pe net și poze și filmulețe și foarte deosebit părintele. 97 de ani a trăit. Sunt o grămadă de călugări care s-au izolat și stau separat pe aici prin pustie, prin tufișuri, prin... Și foarte rar, doar așa la slujbe mari vin la biserică, dar stau complet izolați. Prin peșteri, prin... De fapt, și acum noi mergem la o peșteră, nu? Da, la peștera Sfântului Atanasie. Cel care a înființat viața monahală. A, el e... El a fost... a făcut prima mănăstire. E lângă Marea Labră, prima biserică care a făcut aici, în Athos. Numai că Marea Labră fiind închisă, nu o să putem să mergem să vedem. Mănăstirea Marea Labră este pe primul loc în ierarhia mănăstirilor de aici, de pe muntele Athos. De când a fost pandemia, n-au mai deschis-o pentru că sunt călugării foarte în vârstă, media de vârstă e foarte ridicată și atunci n-au mai vrut să deschidă mănăstirea și nu se poate intra. Am înțeles. La scările astea a lucrat părintele Arsenie Boca. La scările astea care coboară acum? Uite, o să ajutăm și noi ducând cât un săculeț de ăsta până spre chilie. Da, spectaculoasă coborâre. Pauză de lucru. Spectaculos aici, spectaculos. Despre scări ne zicea Sorin că la scările astea a lucrat... A lucrat părintele Arsenie Boca și dacă ați citit cartea sau ați auzit, se găsesc o grămadă de descrieri pe internet, o să găsiți că a lucrat la muntele Athos, asta e o perioadă din viața lui la muntele Athos și a contribuit la lucrarea asta, cu scările astea care merg la peștera Sfântului Atanasie. Destul de greu de făcut aici și scări. Că când avea Sfântul Atanasie peștera aici, nu erau scări. Da, îmi dau seama. Venea pe stânci aici. În cotură! Nu rămâne tot să facem o poză. Ba da.
ajungem la chilie. De fapt la peșteră, nu la chilie. Peștera e acolo, vezi? În stânga. Am văzut-o, da. Lăsăm saci aici. Hăt. Uite că au mai fost și alți oameni de bine și au mai cărat. Da, bun indicatorul ăla. Am primit aici de la un călugăr o sticluță cu ulei. Mergem înspre peșteră. Foarte interesant că toate indicatoarele sunt doar în română. A fost transformat într-o biserică peștera. Bună mișcarea aici pe coasta muntelui. Traseu interesant. Mare, liniștită, cred că mâine. De fapt, poi mâine. Vom merge cu șalupa. Niște apă de la izvor e binevenită. Poftim. Aici e mănăstirea Marea Lavră, cea care se află pe primul loc în ierarhia mănăstirilor de aici, din muntele Athos. Doar că, din păcate, nu se poate vizita. În drumul nostru înapoi spre Careia mai vizităm ceva foarte interesant, și anume un izvor. Izvorul Sfântului Atanasie, unde se spune că curge direct aghiazmă. Nu se spune, chiar așa este. Se aude în cască. Și se și vede pe piatră cum a dat. Aici Maica Domnului a spus să dea cu piatra, cu bastonul pe mână. Și va izvorâ apă. Și acolo mai sus, o să vedeți cum se vede cum a dat cu bastonul. Și asta curge permanent, permanent de... Extrem, extrem de limpede. De cum s-a crăpat piatra aici, vezi? Deci efectiv izvorăște din munte, din piatră. Cristalină. Da. E cristalină și aghiazmă. Poți să-ți ia de zile, știi că nu mai mică. O să și bem un pic de apă de aici. Și aici... Hăt! Foarte bună. Chiar că e bună. Apă pură, apă de izvor. Ia dăm și mie să gust. Mi-a făcut poftă.